încântat și se bucură de aceste realități. Deci, să fim așa. Acum, sigur că vorbim global despre suflet, aș vrea să fim puțin atenți aici, că din când în când există o greutate a acestuia să-și ia zborul spre a fi așa. Există o greutate. Și aceasta este legată de, aș putea spune, de frecvența de vibrație a minții noastre. Și ajungem să recunoaștem ceva cu care noi chiar putem să lucrăm mai atent spre a elimina acea greutate care face ca sufletul nostru să fie puțin uneori mai negurat, mai trist, mai poate mai închis, puțin mai opac la frumusețe, la adevăr, la pace, la armonie. Căutăm aceasta în condiția mentală. Deci, căutăm cauzele acestei miciuitări de sine în minte. Și acum aș vrea să punctăm deja mai clar către ceea ce s-ar putea face cu mintea și cu conținutul mental. Când vorbim despre mintea noastră, înțelegem în mod implicit că există o parte conștientă care poate reflecta oricând ceva ce se petrece în minte. Și vorbim despre această conștiință mentală. Deci, adeseori numim scurt ca fiind conștientul. Deci ființa noastră conștientă reflectă ceva cu privire la ceea ce se întâmplă în minte. Cu privire la ceea ce există acolo, deci la conținutul, la semnificația. Mentalului nostru. Dar aflat într-o continuă legătură cu mintea conștientă, se află o parte puțin mai ascunsă pe care psihologii au numit-o subconștient, care coexistă împreună cu mintea, care interferează adeseori într-un mod necunoscut pentru noi cu acest conținut mental și oferă anumite orientări minții noastre. Și atunci, sigur că ne putem pune întrebarea cum am putea face ca ceea ce simțim că este mai puțin cunoscut să fie adus în sfera conștiinței. Pentru că noi nu ne speriem atât de mult de ceea ce apare foarte clar perceptibil de către noi. Nu ne speriem atât de mult ce este acum în mintea noastră. Ne sperie de foarte multe ori amalgamarea a ceva care se află în mintea noastră, în anumite substraturi, și care generează anumite tendințe, anumite stări. Iar acolo, adeseori, nu putem surprinde decât faptul că trăim într-un fel de stare consecință a ceva care s-a produs fără ca noi să vrem aceasta. De câte ori nu am plecat dintr-o stare bună dimineața, pentru ca peste câteva ore să ne simțim înnegurați. Și noi totuși să nu știm foarte clar cum s-a produs aceasta.
Și de aceste aspecte, față de aceste aspecte, nutrim noi o stare de cumva de tensiune existențială. Pentru că noi vrem să fim fericiți peste zi. Noi vrem să fim bucuroși, noi vrem să fim exaltați. Noi vrem ca să ajungem la țintă. Noi chiar vrem să fim poate în cea mai înaltă condiție. Dar constatăm că ceva din ființa noastră se surpă într-un mod imperceptibil. Se surpă uneori încrederea în noi înșine. Se surpă acel, să spunem așa, nivel lăuntric pe care l-am câștigat, poate acum 2-3 ani sau acum 3-4 zile pe care ni l-am am simțit că ne putem baza pe el, vedem că o anumită fundație pe care o consideram solidă parcă este crăpată. Și aici noi începem să avem semne de întrebare cu privire la noi înșine. Cu privire la ce se întâmplă cu noi acum. Aceasta este ceva care ne surpă parcă din interior. Sigur, multe dintre aceste momente au și niște, să zicem, reflexii în dimensiunea exterioară. Pentru că adeseori considerăm că momentele noastre de gol, momentele noastre de deprimare, de tensiune existențială, de întuneric sau de gol lăuntric, de depresie, se datorează și celorlalți. Dar de ce se produce acest lucru, noi nu putem să înțelegem foarte clar. Decât în măsura în care acceptăm că acolo, interior, o anumită condiție lăuntrică a fost vulnerabilizată de faptul că cineva a vorbit despre noi într-un anumit fel. Că ne-am supărat tot datorită unei condiții exterioare care a produs o anumită, sigur, îndoială în noi, o decepție, o deziluzie. Dar trebuie să admitem că acolo preexistă o anumită stare lăuntrică, subconștientizată, deci noi nu o știm care este, care însă generează ecouri în sfera conștientului, acele înșiruiri de consecințe, stare, care, sigur, nu sunt deloc dorite de noi. Și atunci, cumva, intuim faptul că ar trebui să pătrundem puțin mai adânc în natura propriului nostru subconștient. Ce există acolo care este atât de perturbat și care face să se reflecte în natura noastră conștientă și să aducă la suprafață stări neplăcute sau atitudini sau tendințe sau dorințe sau tot felul de, să spunem, atașamente care ne fac pe noi să suferim acum și să fim conștienți de aceasta. Sigur că mulți dintre cei care au abordat domeniul dezvoltării personale și au făcut din cunoașterea minții și a subconștientului o orientare foarte clară prin care, până la urmă, subconștientul să poată să fie analizat, să poată să fie înțeles și sigur, să devină un aliat prețios minții noastre conștiente.